Bine m-am găsit, fratelor, al șaselea episod de Roblox. Astăzi o să ne jucăm o joc care se numește Hide and Seek Extreme. Acest joc e felul următor. Acum alege o mapă. Vom alege killerul. O să aleargă killerul și supraviețuitorul trebuie să se ascundă. Killerul trebuie să-i găsească. Atât. Mama, sunt eu killer! Gata. Să vezi, eu iau pe aia. Pe supraviețuitori. Facem killer. Bă, de ce sunt înghețat? Ia. For no reason. Și fii de că doar killerul pot avea de astea, să te curăț, stele de astea, nu știu. În asta. Și acest karate vor avea killerii. Și mai exact. Și mai exact. Pot să merg mai repede. Adică killerii pot merge mai repede decât astea. Nu trebuie să-i omoare. Adică cum să-i găsească. Adică evați ascunsele, dacă vă dați seama. Hai, alege mapă. Acel killer, nu știu cum la aibă. Eu așa zic, killer. Trebuie să te duci și da. Și vreau să zic, dar killerii cam alerg mai rapid dacă nu o să. Uite, vreau să-l prind pe ăsta. E mort. Și asta e mort. Deci am omorât deocamdată 3. Deci mai... Mamă, 3 minute, frate, nu cred. Cred să-i găsesc pe ceilalți. Scuzați că am făcut așa, sunt puțin cam răcit. Trebuie să zice ceva ca să mă pot urca. A, uite. Asta îmi trebuia. Ai, uite-l pe unul. Ia. Unde e, mă? Unde e, mă, că înainte era aici? That's weird. Se află înăuntru? He's died, I guess. No, nu știu. Mamă, dar n-am timp de făcut chestia asta, dar trebuie să zic... Vino cu acest băiatul. Vine la naiba. Mamă, frate, mamă, minun și am urât nu știu cât. Nu ne mișto așa. Cineva e jos aici? Parcă. N-a nimeni. Dar nu mai am timp! Mamă, sunt 4 din 9! Și eu i-am urât 5. N-a nevoie. Doamne, frate! Unde n-ai bis ăștia? A, văd o fată. Am văzut o fată care e în zona aia. Într-o cutie. Bă, înainte era acolo, nu? Am uit-o. E bă picioarele. O, salut. Salut, domnule, fată.
Died. He died. Sorry. Mamă, mai sunt trei, fra... Bă, l-am văzut pe unul. Bă, la nu prea mai am timp, da. Mai, cei care ați supraviețuit, ați supraviețuit. Nu prea mai găsesc. Ai, stopping game. CT, BM și... Deci i-am găsit doar 6 pe. Acum ați înțeles, dacă v-am explicat bine, nu știu. Eta-s bedul. Killerul? Poate eu? Na, nu eu. CTE. CTE. Uite-o. Dar trebuie să ne ascundem undeva, fraților. Ăsta-i PC-ul lui. Ethan. Păi mare rău când ești mic. Bă, mare, e mare rău când ești mic. Adică. Da, cred că mă lupă partea alaltă. Ați zis că nu e cumva calea pe ea, mă? Mă, cred că m-aș ascunde. Uite, n-ai o mică. Mamă, ce-am găsit! Ceva mic prin jur. Cred că e o casă de șoricei. Mama, fratele, nu e așa departe. Da, cred că mă ascund aici, că asta am găsit. Locul acesta. I don't know! Dar nu trebuie să fac niciun zgomot. Nu te cred! Cât de aproape! În prima oară mai puțin și o să ajungă. Dar nu știu pe unde e. Mamă, aproape, se apropie, nu! Acum nu se mai apropie. Hai, că e ok. E bine că nu se apropie. Ia. Yeah. Hai, că acum nu se mai apropie, dacă e. Dacă t-a filmat. O minute. Ăsta și după aia, că ne mai jucăm meciul acesta și încheiem episodul. E. Dar parcă nu v-am explicat așa de bine despre care este vorba, dar nu știu, poate v-am explicat, poate nu. Dar cred că v-am explicat. Și parcă ați înțeles, nu știu. Hai că e bine, hai că e bine, hai că e bine. Hai că e bine, hai că e bine. Hai că e mai departe decât mine dacă e. Mamă, mai 2 minute! Sus de aici! Mamă, la câți kilometri ea? Nu știu la câți metri ea, aproape 500 de metri. Nu știu. Mă, mai sunt 2 persoane din 10, eu și cu unul. Mă, vreau să-i dau spectated. Mamă, e prea departe. Mamă, vreau să-l pindă pe baconul ăla!
Nu! L-a omorât! Am văzut pe mine, acum îi omoară pe toți. Cum? Ha. Bro. What? What? Deci mai sunt 40 de secunde. Dar cred că mă omoară. Așteaptă să se curățeze și după aia când așa mă omoară direct. Știu eu ce face. Știu eu ce face. Fiți atenți. Așteaptă să treacă secunde și pe mă omoară pe mine. Înainte să treacă secundele și n-am câștigat. Și nu o să câștig, adică o ia omoră pe toți. O spun sincer. E 10 secunde și mă omoară. Vedeți? Vedeți? Eu v-am spus. Să nu credeți. Da, cam acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare la episodul 7-lea. La revedere!